Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Sunt Liviu Moldovan și ne regăsim aici cu ocazia unui nou webinar matinal organizat sub egida Admiral Markets. Ca de obicei, începem cu o scurtă, foarte scurtă radiografie a sesiunii de tranzacționare. Am văzut aseară pe Wall Street o închidere, hai să nu-i spun nici optimistă, nici pesimistă, mai degrabă în așteptare, într-o așteptare investitorilor în ceea ce privește raportul macroeconomic cel mai important al sesiunii de tranzacționare de astăzi sau al săptămânii, am putea spune la limită. Este vorba despre raportul oficial din Statele Unite în ceea ce privește situația pieței forței de muncă de acolo, acel non-farm payrolls, NFP, numărul locurilor de muncă pe care economia Statelor Unite le-a creat în luna precedentă, în luna în iulie. Spuneam despre închiderea de ieri neconvingătoare, fără vreo dinamică importantă pentru indicii nord-americani. Rămânem cu S&P 500, spre exemplu, la 2164 de puncte valoare de închidere. Rămânem milimetric în zona recordurilor istorice. Bun, pe parte de Asia am văzut o închidere ușor de tot în teritoriu negativ pentru China, un plus frumos de 1,35% pentru indicele Hang Seng, indicele pieței de capital din Hong Kong. Mergem mai departe pe piața valutară. Sesiunea overnight nu a avut volatilitate deosebită, un ușor rebound al lirei sterline în raport cu dolarul, 1,3126, 1,1140, să spunem, un plus de 0,1% pentru cotația în euro-dolar, unde avem o dinamică ceva mai importantă. Repet, în sesiunea asiatică, pe piețele de mărfuri, petrolul pe minus cu 1%, 1,15% pentru țițeiul Brent. Dar să începem cu începutul, un scurt disclaimer. Opiniile exprimate în cadrul acestor webinarii sunt, așa cum am spus, doar opinii, nu și recomandări de tranzacționare. Dacă veți decide să tranzacționați, trebuie să țineți cont de faptul că tranzacțiile implică anumite riscuri, mai ales cele în marjă. Cu alte cuvinte, marja augmentează riscurile de tranzacționare. Bun, spuneam că începem cu începutul. Non-farm payrolls, raportul macroeconomic al săptămânii, risc eu să spun, cel mai important al săptămânii, la ora 3:30, ora Bucureștiului. Estimările sunt că numărul locurilor de muncă ce s-au creat în economia Statelor Unite în luna iulie să fie de 170.000 de locuri de muncă, sensibil mai jos decât valoarea lunii precedente, a lunii iunie, când s-au înregistrat 265.000 de noi locuri de muncă create, da? Dar acel raport a venit după un super dezamăgitor, 18 sau 20.000 pentru luna mai. Deci cumva a compensat. Ne așteptăm, repet, să vedem o cifră de 170.000 în linie cu, atenție, ceea ce am văzut miercuri din partea companiei Automatic Data Processing, ADP, ADP, de fapt, care ne-au spus că sectorul privat a creat 179.000 de locuri de muncă. Acum, ce s-ar putea întâmpla în piețe, în variantele posibile ale acestui raport, adică să vină cifra respectivă peste estimări, sensibil peste estimări, 200-220.000 de locuri de muncă, în linie cu estimările sau mai slab decât estimările. La o cifră în linie cu estimările, pe semne că nu o să vedem foarte mare volatilitate, lumea va spune clar că stansul pe care Federal Reserve îl are rămâne valabil în continuare.
Nu văd vreun puseu de volatilitate sau ceva de acest gen să apară în piețe. Însă, dacă o să vedem un raport sensibil peste estimări, repet, 200-220 de mii sau peste, o să avem o posibilă modificare a interpretării Federal Reserve, în sensul că în piață s-ar putea pune în preț un Fed mai hawkish, mai orientat, sau să spunem mai degrabă orientat către o ridicare a dobânzii, motiv pentru care dolarul s-ar putea întări. Și mergem acum, avem graficul cotației euro în raport cu dolarul, observăm că suntem relativ sus în acest moment pe acest canal, care încă înseamnă un canal de descendent. Cu alte cuvinte, avem loc să scădem cu cotația, ceea ce ar însemna în mod evident întărirea dolarului. Poate nu neapărat la minimele indicate de acest canal de trend, adică undeva la 1,08, la acest nivel aici, dar oricum loc de scădere pentru cotația euro-dolar există și automat de întărire a dolarului. Că nimeni din Statele Unite nu dorește acest lucru este o altă poveste. S-ar putea întâmpla, repetând scenariul în care raportul de astăzi, de la ora 3 și jumătate, o să vină mult mai bun decât estimările. Bun, mergem și mai departe, vedem ce s-ar putea întâmpla în situația în care, dar până atunci hai să vedem și pe termen mai scurt cum stăm. O ușoară corecție aici pe graficul H4, zic. Da. Rămânem deocamdată la estimarea că există loc de scădere. Bun, în situația în care, și aici ar fi mai interesant, în situația în care raportul va veni dezamăgitor, presiune că se vor spulbera șansele ca Federal Reserve să mai ridice dobânda de referință, eu nu spun la toamnă, zic în acest an, pentru că și așa în urma ședinței Bank of England de ieri au apărut foarte multe zvonuri și analize și opinii în piață, cum că, de fapt, șansele ca Federal Reserve să mai ridice dobânda s-au diminuat din cauza sau datorită, depinde cum vreți să luați, deciziei Bank of England de ieri, la care o să mergem imediat. Pe parte de raport slab, am spus, șansele ar putea dispărea cu totul. Mă uitam acum câteva zile, eram pentru septembrie undeva la 12%. Erau șansele ca Federal Reserve să ridice dobânda de referință. Ne uităm, mă uit acum imediat să vă dau cifra actualizată. La 9% pentru ședința din septembrie. Pentru ședința din noiembrie 10%, deci asta spunea, s-au redus drastic, 29% pentru ședința din 14 decembrie, hai să vedem și februarie, tot 29%. Șanse din ce în ce mai mici ca Fedul să ridice dobânda în acest an și atunci, dacă vine și un raport al pieței forței de muncă mai slab decât estimările, se vor augmenta sau se vor întări aceste opinii, motiv pentru care dolarul își va continua cumva scăderea. Nu foarte abrupt neapărat în raport cu moneda unică europeană, cel puțin pe termen scurt. Mergem la lira sterlină. Avem graficul H4 al perechii valutare liră sterlină dolar. Maximul de aici, din această zonă, la 1,50, înregistrat exact înainte de publicarea rezultatelor referendumului. Minimul la 2 sesiuni, dacă rețin eu corect, după publicarea acestor rezultate. Ce vedem? Că după puseul de volatilitate prezent în acea perioadă, am avut un rebound pentru lira sterlină și apoi o tranzacționare laterală într-un interval aici, da, cu o linie de
suport în zona 1.31 și exact unde suntem și acum. Această lumânare puternic, un roșu intens, să spunem, da? A avut loc în sesiunea de ieri, când Banca Angliei a redus dobânda de referință pentru lira sterlină cu 0,25% la 0,25%. De 7 ani de zile, Bank of England nu mai modificase această dobândă. Lucrurile astea erau cunoscute în piață și estimate în piață, însă aici este un aspect interesant. Bank of England a venit cu un pachet extins, cu un pachet all inclusiv, 70 de miliarde de lire sterline, spre exemplu, pachet de stimulare, din care 10 miliarde pentru corporate bonds, să intre la cumpărare de bonduri corporative, astfel încât să injecteze lichiditate în sistem. Bun. Am avut 1,5% scădere pentru perechea liră sterlină dolar. Acum rămânem sau suntem în această zonă de consolidare, să-i spunem, destul de, vă spuneam eu, destul de aproape de acest suport pe care l-am trasat eu aici cu linie roșie. Uitându-ne pe Fibonacci retracement, am pus eu Fibonacci retracement pe aici, un aspect foarte între maximul și minimul perioade, am pus eu, am făcut o constatare. Undeva în această zonă a respectat foarte bine retracement-ul în urma picajului la 23,6. Și aici avem, dacă spargem acest suport de la 1,3050 în acea zonă, și nu mai e foarte mult până acolo, vreo 60 de pips, și dacă acest suport va fi spart, atunci mergem către noi minime. Ok. Noi minime ale perioadei, dar noi minime foarte adânci, super multianuale, putem spune, dacă este permisă această licență. Din ce cauză spun acest lucru? Pentru că deja au apărut estimări, o să dau două dintre ele. Goldman Sachs vede perechea, paritatea liră sterlină dolar la 1,20, Deutsche Bank și mai rău la 1,15. Ori din acest punct de vedere, mai avem destul de mult până acolo. Dacă e să mergem pe un grafic daily, reprezintă același lucru. Se poate constata aici minimul la 1,27,50 sau 70, ceva de acest gen, până la 1,20 sau până la 1,15. Mai este, spuneam, cale lungă. Reacția de ieri a fost interesantă, lira sterlină a scăzut, ok, pentru că a venit cu Bank of England cu acel pachet all inclusiv, însă piața locală de capital a crescut, indicele FTSE 100 de la Londra. Văd eu că nu se vede, doar se aude. Asta nu-mi dau seama din ce cauză. Spune cineva că nu, n-am dat eu share screen. Acum se vede. Îmi cer mii de scuze pentru acest lucru. Este de dimineață, nu sunt foarte obișnuit cu orele acestea matinale. Repet sau revin de fapt cu graficul. Am discutat mai devreme pe graficul H4 al perechii liră sterlină dolar. Spuneam despre acest nivel de suport aici la 1.30.50 și spuneam despre acele retrageri Fibonacci, o retragere aici la 23,6 la care perechea s-a comportat extrem, extrem de bine. A respectat regulile graficului. Pentru daily se păstrează relativ aceleași situații de pe grafic.
dau un pic înapoi pentru perechea valutare euro-dolar, ca să vedeți acel canal pe graficul daily, spun, ca să vedeți acel canal la care făceam eu referire. Ce am mai putea constata aici? Am pus eu un oscilator RSI. Nu constatăm să-i spunem, divergență între dinamica RSI și dinamica perechii valutare. RSI aici, no man's land, dar n-a făcut higher highs, să spunem așa, însă lower highs a făcut perechea valutară. Nu știu. Poate nu știu dacă trebuie să-i spunem neapărat divergență, dar de văzut acest lucru. Spuneam că potențialul de scădere ar fi cumva mai mare decât cel de creștere pentru paritate. De văzut. RSI-ul încă nu dă semnale certe. Vreau să ne mai uităm, spre exemplu, la un indice foarte, foarte urmărit de către participanți. Discutăm despre DAX 30 din Germania. Din ce cauză? Am pus un indicator ceva mai rar folosit, ADX-ul, Advanced Decline, îi se mai spune, deși nu știu dacă este cea mai corectă exprimare. În fine, avem Directional Movement Index, de fapt ar trebui să fie el denumit, în opinia mea, mult mai corect. Despre ce discutăm aici? Despre un indicator care ne dă tăria și sensul trendului. Linia aceasta cu bleu și îngroșată reprezintă tăria, intensitatea unui trend. De care trend? De creștere sau de scădere? Păi ne uităm la celelalte două, la ceilalți doi indicatori de aici, cel cu plus și cel cu minus. Dacă acesta este deasupra, trendul este de creștere, dacă celălalt ar fi fost deasupra, am fi avut un trend de scădere. Plus DI, minus DI, Directional Index. Acum, constatăm exact un punct statistic cu o valoare mare pentru acest indicator care ne dă tăria trendului. Aici ne-am fi putut aștepta ca indicele DAX să intre într-o fază corectivă. Asta nu prea se poate duce așa la stele, da? Indicatorul spun, lucru care s-a întâmplat deja. Încă suntem într-o fază de creștere, într-o tendință de creștere pentru index. Repet, suntem pe graficul zilnic. Nu se întrevede deocamdată vreo schimbare de trend din punct de vedere grafic. Să văd dacă mai sunt întrebări din acest punct de vedere pe aplicație. Da, să ne uităm puțin și pe S&P 500. Rămânem în zona de aglomerație. Am și scris un editorial despre săptămâna trecută despre această zonă de aici, de aglomerarea acotațiilor, acotației, de fapt, către acel maxim istoric și am scris despre un puseu de volatilitate care s-ar putea întâmpla. Și, într-adevăr, în această zonă aici am avut două sesiuni, să spunem, mai volatile. Astăzi ar putea să fie una de continuare a tendinței de creștere de volatilitate, repet, în urma datelor despre piața forței de muncă pe care o să le vedem la ora 3 și jumătate, ora Bucureștiului. Și notasem eu aici o divergență pe H4 pe euro-dolar la final. Da, aici putem spune, da, cumva. În fine, nu e nici aici ceva foarte, foarte relevant. O să vedem parte din decontarea datelor despre șomaj în cursul sesiunii de astăzi și în cursul sesiunii de luni. Sunt multe fonduri de investiții care nu tranzacționează la NFP exact în ziua cu NFP-ul. Așteaptă să vadă care
ce se mai întâmplă și reechilibrează pozițiile în sesiunea de luni. Iar luni o să discutăm despre cum au decontat piețele acest raport și o să facem asta împreună, o să fac asta împreună cu Radu Ciofu, ca de obicei, la webinarul de luni. Am depășit ora 10. Îmi cer scuze încă o dată pentru lipsa imaginii de pe ecran. O să promit să fiu mai atent data viitoare, doamnelor și domnilor. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați urmărit. Sunt Liviu Moldovan. Ne revedem încă.